Stimați telespectatori, bună seara! În această emisiune importantă vom vorbi despre justiție, despre sistemul nostru de drept, sistemul nostru constituțional. Sunt niște formule așa mai sofisticate, mai mult pentru specialiști, dar oricum am invitat un oaspete interesant care poate să ne povestească despre aceste lucruri într-un limbaj foarte accesibil. Domnul Vitalie Catană, jurist, avocat. Bună seara, domnul Catană. Bună seara. Noi vă invităm din cauza că e ca mai demn de subiectele astea legate cu Constituția, cu hotărârile Curții Constituționale, cu sistemul nostru de drept, cu reformele în justiție. Și oricum, analizele dumneavoastră, aprecierile dumneavoastră, tot timpul așa sunt destul de obiective și interesante. Nu de mult, revista Economist, revista britanică foarte cunoscută, apreciază Republica Moldova că are succese evidente în promovarea democrației. Sigur că articolul ăsta l-am văzut și eu pe Facebook, cineva l-a distribuit așa cu titlu ironic. Sigur, departe este Republica Moldova raportat la aprecierile pe care le dau unii și nu doar de Economist. Cei care o susțin pe Maia Sandu invocă așa numitul succes internațional, numai că chiar dacă noi putem vorbi despre anumit succes și susținere la nivel internațional al regimului condus de Maia Sandu, noi ne raportăm la realitatea din proximitatea noastră, pentru că cei de acolo nu sunt interesați probabil să se informeze mai bine sau, dacă se informează, filtrează având în vedere contextul geopolitic, iată geopolitica cum, și poate că își dau și ei seama, dar din rațiuni care țin de lucruri care ne depășesc, nu vor deocamdată să aplice niște criterii care în mod normal se aplicau tuturor guvernărilor care s-au perindat în Republica Moldova. Mai ales că, din păcate, suntem într-un context internațional nefavorabil și spun din păcate pentru că tocmai parcurgem o perioadă mai grea din punct de vedere a rezilienței, că e la modă cuvântul ăsta, a instituțiilor democratice în Republica Moldova, pentru că actuala guvernare, pur și simplu a trecut toate limitele posibile, după care putem defini democrația. Noi după și un occidental a citit aprecierile din revista respectivă și vine acolo cineva la dumneavoastră și încearcă să vorbească cu un jurist competent și urmează să-i spuneți o leacă inversul. Păi iar asta ar trebui să o facă mai mulți. Și opoziția politică și cei care sunt implicați în spațiu public în diferite moduri. Până la urmă, sigur că noi ne mizăm, eu mizez nu atât pe factorul extern, cât pe votul cetățeanului Republicii Moldova. Așa, și dar mulți spun din experți că, de fapt, noi nu că am avansat în problemele democrației, dar noi chiar am făcut un regres foarte și foarte mare. Având în vedere libertatea presei, având în vedere închiderea canalelor de televiziune, problemele care există, lupta împotriva unor partide. Sau chiar pe persoane în particular. Da. Păi, și vedeți că inclusiv și noi aici trebuie să ne clarificăm, de atât și vorbim cu un avocat și cu un jurist puternic, cu atât mai mult că știu că sunteți expert și în drept constituțional. Și atunci, ce se întâmplă? Noi degradăm sau totuși avansăm? Poate noi nu înțelegem democrația cum înțeleg occidentale. Păi democrația, în primul rând, înseamnă respectarea legii și a Constituției, da? Și vă dau un exemplu cu reforma justiției, dacă tot atingem acest domeniu. Cu această comisie pre-vetting, eu văd, din păcate, văd că mulți s-au lăsat duși în această eroare de a accepta în sine ideea de existență a acestei comisii pre-vetting. Sigur, mulți comentează, având în vedere că însă și această comisie are probleme de integritate grave, dar
Ea este, în primul rând, neconstituțională. Iar trebuie contestată, în primul rând, pornind de la neconstituționalitatea acestei comisii. Constituția stabilește foarte clar competențele în domeniul organizării instanțelor judecătorești și competența principală aparține CSM-ului și președintelui. Și această comisie este cumva o, iertați-mă, o anexă făcută neconstituțional. Un filtru serios. Da, adică ce treabă are CSM-ul, are competențele lui, are baza lui de constituțională și este, are o coerență instituțională. Toate instituțiile pornesc de la votul cetățeanului și toată construcția constituțională pornește de acolo și nu pot veni la noi la modă, știți, acum ONG-uri astea și eu mă uit în acest preveting, tot felul de oameni aduși strânși, iertați-mă, de pe stradă. Cine l-a împuternicit? Guvernarea? În baza cărui fapt? În baza legii. În baza legii neconstituționale, pentru că... Dar legea este neconstituțională? Și asta, sigur că da, legea e, repet, comisia este neconstituțională, respectiv, legea este neconstituțională. Da, dar pe Curtea Constituțională pare să răspuns la întrebarea respectivă. Curtea Constituțională a dat mai multe răspunsuri, să-i spun așa... Evazive? Și în diferite domenii. Nu că e și evazive și uneori care... Din păcate, servesc interesului politic și nu Constituției. Pot și pe alte domenii să... De exemplu, pe problemele de termene, de exemplu, chiar și în domenii... Adică, în loc să rezolve problema tranșant, de exemplu, problema termenilor justiției, eu harababură. Așa numit o termen rezonabil. Nu, termene, de exemplu, cum se calculează termenul, de exemplu. Aha. Și există decizii ale Curții Constituționale care stabilesc foarte clar, de exemplu, că trebuie să curgă termenul din momentul în care este înștiințată partea despre existența unui act al instanței. Dar nu se întâmplă așa. Și, din păcate, Curtea Constituțională nu i-a nuanțat, adică în unele spețe funcționează, unele lucruri alte, în alte spețe nu. De exemplu, iată, calitatea, ultima speță, calitatea de martor a unui inculpat, persoană condamnată într-un dosar, de exemplu, el are statut de, hai, nu condamnat, de exemplu, învinuit sau bănuit, în funcție de etapele procedurii. Și el este citat ca martor. Păi stați, domnule, cum îl obligi pe dânsul să vorbească în calitate de martor? El nu poate avea calitate de martor. Ei, Curtea Constituțională a dat mai mult a complicat decât a ajutat. Adică sunt la diferite nivele și sigur că sunt și la nivel politic. Adică Curtea Constituțională, din păcate, în loc să rezolve lucruri, uneori le complică. Și dacă vorbim la nivel politic, sigur că lucrul ăsta s-a făcut, repet, și nu-i prima decizie, eu am spus și atunci când, de exemplu, a fost forțat dizolvarea Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate. Tot s-a făcut. Asta atunci, în 2021. Da, da, da. Tot s-a făcut, din punctul meu de vedere, neconstituțional. Sau cel puțin prin participarea Curții Constituționale la forțare, iar Curtea Constituțională nu are această drept, în primul rând. Nu are această vocație. Ea trebuie să arbitreze, nu să participe la jocuri politice. Puteți Curtea noastră Constituțională și-o permis de mai multe ori să tărmăcească așa mai larg anumite lucruri. Și îi spun lucrul ăsta pentru că ați întrebat dacă lucrurile au degradat sau dezvoltat. Vă amintiți, a fost declarat la un moment dat statul capturat, după aia au votat o hotărâre prin care au constatat că au decapturat statul, dar instituțiile statului, dar eu acum întreb, stați puțin, când și cine de fapt a capturat statul? De bine de rău, în regimul fostului Partid Democrat, bine, știm bine că erau scheme, erau probleme, erau lucruri, dar nu se proceda pe căi ilegale. Cel puțin respectau formal legea. Acum nici măcar pe această preocupare nu au. Să respecte Constituția, să respecte legea. Un element important a democrației e, mă rog, cum o numim noi, democrația asta republicană. Acolo unde e republică, acolo trebuie să existe separarea puterilor. Exact. Și că noi vorbim despre
această reformă în sistemul judecătoresc, care mai mulți specialiști, nu numai dumneavoastră, dar mai mulți specialiști spun că de fapt e o încercare de a captura politic sistemul judecătoresc. Noi spuneam că înainte el era capturat. No, no, no. Acum reiesă că ce, e un fel de recapturare. Eu n-aș spune că era capturat. Deci eu mă pun în, iarăși în potriva. Dumnezeu, ca avocat vorbiți, da. Justiția acționa în cadrul legal. Sigur, erau probleme pe care toți le știam, dar interferența politicului nu era cum este acum. Sau nu era deloc. Sau dacă, bine, putem presupune că niște persoane potentate la acea vreme aveau interese și acționau în acest sens și își protejau niște interese prin anumiți judecători sau, dar asta putea să fi numită corupție, putea fi numită orice fel, numai nu capturare. Capturarea înseamnă, din punctul meu de vedere, acum, când se intervine prin mijloace din zona factorului politic, a executivului, a chiar și a parlamentului, care își depășește atribuțiile, iată, prin această comisie pre-vetting și care, cum să vă spun, măcar dacă știți că ei așa spun, păi pentru a face ceva bun, uneori mai încălcăm legea, dacă vă amintiți. Trebuie să facem revoluție, asta e ideea bolșevic. Bine, dar ei, nu, și punctual cineva a spus că știți, uneori trebuie să mai încălcăm legea ca să facem treabă bună. Ei, problema este că nu se face deloc treabă bună și eu mai iată comunic cu colegii avocați și toți îmi spun că lucrurile au degradat enorm în justiție. Toți se plâng și toți, sigur că sunt judecători și judecători, dar în general, iată, de exemplu, pot să spun, la Curtea de Apel Bălți, ca să nu spună lumea că vorbesc în van, când completul de judecată nici măcar nu răspunde la argumentele, sau formal să spună că motivele invocate de către apărător nu sunt întemeiate și nu, nici măcar atât. Sau au luat câteva fragmente. E vorba că ăștia de acum sunt noi judecători, de acum selectați? Nu știu, vechi sau noi, nici nu mai contează. Problema este că starea de lucruri. Da, înainte și calitatea, deci putem vorbi și despre același corp judecătoresc, dacă înainte calitatea hotărârilor era mult mai bună, astăzi vedem mai multe hotărâri, iată, de o calitate foarte proastă, când nici nu îmi răspunde la motivele și el este obligat prin lege, numai că problema este că nu ai o cale de atac, de exemplu. Dar el nu, pentru că în mod normal scrie și în lege. Motivarea hotărârii trebuie să se refere la motivele aduse de către apărător în cerere. Nu există. Ia niște fragmente din hotărârea primei instanțe, din sentința, din încheierea primei instanțe și le pune acolo, le lipește acolo cumva și se vede că probabil nici n-ai citit cererea de apel. Și lucrul ăsta, deci repet, lucrul ăsta se vede la toate niveluri și constat că sub această așa numită reformă aprobată de actuala guvernare, de fapt nu se întâmplă nimic bun. Calitatea actului de justiție a degradat în general. Repet, nu generalizez, sunt judecători care dau și judecă foarte bine, dar din păcate aud mulți avocați vorbind despre acest și totuși lucru. Guvernanții și, de fapt eu am spus când a început treaba asta, sunt lucruri care trebuie constatate și care sunt problemele în justiție, da? Da. N-au făcut treaba asta și lucrul ăsta trebuia făcut transparent. Țineți minte în emisiunile noastre chiar vorbeam. Sunt o serie de probleme, în primul rând, nu e problema doar de organizarea justiției și oamenii se plâng. De exemplu, vorbim de dosarele în care sunt implicate băncile. Da. Da. Și aici nu e problemă de, e problemă și de reglementare. Cu ipotecile, oamenii au fost furați și în continuare sunt furați și statul nu face nimic, absolut. Sunt dosare de ani de zile. Și nu s-au gândit că sunt zeci de mii de oameni care au, nu au pierdut 1.000-2.000 de euro, dar zeci de mii, de 60 de mii, sute de mii de pierd oamenii banii
și nu se întâmplă nimic la nivel legislativ, la nivel organizării în acest sens. Deci nu vii tu și poți să schimbi cât judecători vrei, dar dacă legislația e făcută prost și ea este făcută împotriva oamenilor, oamenii vor plânge că sunt nedreptățiți și vor ataca justiția, independent că judecătorii sunt buni sau nu sunt buni. Sau dosarele cu statul, nu doar cu băncile. Unde e vorba de stat, păi să știți că n-ai nicio șansă să câștigi cât n-ai avea dreptate. Eu cu dosar unde scrie negru pe alb autoritatea că da, ai dreptate și vom lua măsuri și nu iau măsuri cu ani, și te duci în judecată și sub un pretext formal aiurea și te poartă în termen, ziceam, în termenele astea, că îți trimit chipurile, da, nu e rezonabil. Îți dă 5 zile, dar până ajunge scrisoarea aia acasă și trec mai mult de 2 săptămâni, nu zile. Da. Și îți dă că n-ai, că ai încălcat termenul după asta. Pe un motiv formal. Când ai tradus acolo hârtie, în condițiile în care era un teanc și eu pot să retrag, nici n-am nevoie dar de... Dar cum se întâmplă cum se întâmplă că adică fiecare tertip este folosit împotriva cetățean numai ca să câștige autoritatea de stat, oricare ar fi ea. Mai ales unde e vorba de bani, încă unde nu e vorba de bani, încă poate mai... Dar unde e vorba de bani, amen sau de asta, nicio șansă să câștigi un cetățean cu dreptatea în mână sau în fața instanței constați că procesul verbal trebuie anulat, că nu e întocmit legal și la fața locului, în primul rând, s-a făcut un proces în birou cineva și vine și are demonstrează, domnule, ai fost la fața locului să faci constatarea ca să întocmești procesul verbal? Nu. Și instanța respinge cererea de apel. Adică, cum să vă spun, se întâmplă și lucrurile astea, oamenii nu stau să judecă, probabil nici nu știu, nici eu nu știu, poate pe mulți că s-au schimbat acum, dar pe oamenii, nu știu cine sunt judecători, cum îi cheamă sau care e corupt, care nu e corupt, oamenii nu percep lucrurile. Oamenii percep prin dosarele pe care le au în instanță. Și dacă tu își poate fi orice judecător, dar dacă vine de la politic și îi spune că tu trebuie să dai toate deciziile, hotărârile în favoarea statului, atunci nu mai contează pe cine schimbi și nici pre-vetting-ul nu ajută și nici anti-vetting. Deci judecătorul lucrează numai pentru stat. El nu lucrează pentru justiție. Și din păcate unora li se induce această idee că el este o parte a unui hegemon numit stat, de unui demiurg care este statul și el este acolo statul pentru apărarea guvernare. Statul în cazul împreună față este guvernare, cum era înainte statul, știți, sunt eu împreună, adică, cu partidul. Împreună cu partidul și ei percep așa, din păcate. Eu am întâlnit, când întrebam domnule, de ce partea adversă ai scutit-o de taxa de stat, dar pe a mea o pui să plătească în condițiile în care au aceleași venituri, atât poftim veniturile, aia invocă veniturile atâtea, asta are veniturile atâtea, trebuie să dai să-i judeci la fel. Păi, dar statul ce are din asta? Stai, domnule, tu ești pus aici să aperi banii statului, să faci bani la stat sau ești pus să aplici legea, să faci justiție? Deci, din păcate, sunt multe lucruri de genul ăsta. Dumneavoastră, observați că lucrurile astea au degradat, mai ales în ultimii ani. Eu cred că da. Și văd că nu se discute. Vedeți, preveting ce? Se reduce la schimbarea unui judecător și acolo iarăși probleme. Sunt oameniat ultima dezvăluire cu acest olandez, care s-a constatat că nu este chiar atât de integru. În primul rând, el moral nu mai... De mult trebuia să-și dea demisia. Cineva l-a adus în coace. Dar cineva l-a propus. Am spus-o public și nu mi-e teamă să repet. Această renumită reformă, este făcut în ideea de a, cum a spus, a captura, de fapt, îi spunem capturare, eu zic, de a schimba... De a domina politic. De a domina prin judecătorii promovați de ei, propriile interese și atât, nimic mai mult. Nu e vorba de nicio reformă în interesul cetățeanului. Că să schimbi un judecător cu altul, ok, dar dacă lucrurile decurg în continuare la fel sau mai rău, împotriva cetățeanului, pe ce fel de reforme? În opinia dumneavoastră, în urma acestor reforme, au plecat mulți judecători, văd că procurori, competențe de treabă? Fiindcă guvernarea raportează că ei încet, încet scot din sistem corupții, cei care sunt legat cu grupările politico-criminale și așa mai departe, și așa mai departe. Păi eu n-aș vrea acum să dau calificări de genul ăsta, pentru că poți să ai, de exemplu, judecători, procurori foarte buni și care au lucrat bine,
Și nu neapărat să-i schimb, dar dacă îi schimb contextul, el și, într-o, se creează o ambianță mai proastă, de exemplu. Nefav, el poate să-și piardă și el, nu calificarea, dar să nu fie motivat și el să lucreze mai eficient, de exemplu. Sau îi se creează niște condiții ca să nu lucreze mai bine. Adică aici ar trebui să fie, nu neapărat înlocuirea, unde este de înlocuit, constatat, corupt o persoană, ok, dar eficiența înseamnă să-i creezi condiții acelui om să lucreze, procuror sau judecător, salarizarea, logistica, bine, asta cât de cât se rezolvă, dar nu doar atât, și legislația, repet, dacă tu îi creezi o condiții pentru a aplica o legislație ineficient, atunci și deciziile vor fi. Deci problema nu este în calificarea neapărat a judecătorului sau procurorului. Cum se întâmplă că în alte țări, totuși, legislația democratică, Constituția, dar dumneavoastră știți că noi nu avem cei mai rea Constituție, dacă vorbim în plan european. Și cum se întâmplă că acolo regimul constituțional, regimul democratic permite ca sistemul judecătoresc să se auto curăță singură, da? Să devină mai bun. Și el așa are independența lui. Și el e criticat, dar nu așa totuși de mult ca la noi în Republica Moldova. Dar aici eu țin minte reformele astea de la 93 de la 95 încoace, ca 30 și ceva de ani. Reforme, reforme, fiecare guvernare face reforme și ani cu ani auzim că lucrurile degradează tot mai mult și mai mult. Eu spune că totul se bazează pe încrederea, în primul rând, în instituții și pe încrederea că există o legislație corectă și se aplică corect. De asta insist asupra acestor lucruri. Pentru că altfel, să știți că știu spețe și din alte țări, și din Germania, chiar și din Spania, de exemplu, unde știu că nu s-a aplicat legea cum trebuie. Am avut așa asemenea spețe în care autoritățile germane, de exemplu, nu au acționat, din punctul meu de vedere, corect. Și nu exclud că și acolo e vorba de interese, să zic așa. Dar ceea ce face ca să funcționeze instituțiile germane este încrederea că organele de stat nu intervin, că poliția, că judecătoriile își fac treaba. Adică nu intervin în sistemul judecătorii. Da, nu se intervine, nu, și adică, da, poate sunt acolo niște probleme, dar nu ai teama că intervine cineva, ia tai un proces. La telefon? Da, și vezi că deciziile, hotărârile se dau în interesul statului, de exemplu, sau, de exemplu, altă problemă, să-i spun așa, așa numită solidaritate între oamenii din același corp sau, de exemplu, din corpul procurorilor sau a judecătorilor. De exemplu, cei de la apel nu vor să dea, din punctul meu de vedere, hotărâri împotriva unor hotărâri în prima instanță, pentru că asta ar afecta cumva statutul acelui judecător, și există solidaritatea asta, pentru că sunt o situație când vezi cu ochiul liber că trebuie schimbat o hotărâre și nu se face treaba asta. Sau eu, de exemplu, aș lucra și la competențe pe anumite gen de dosare, pe revizuire, că nu poți, de exemplu, revizuirea să o dai procurorului sau în aceeași instanță în care s-a judecat. Pentru că normal că oamenii nu o să-ți dea nicio șansă să revizuiești o hotărâre, chiar dacă sunt motive pertinente, în condițiile în care el trebuie să constate că altfel ei ori își recunoaște propria greșeală, că asta înseamnă, ori constată greșeala unui coleg. Și sunt multe asemenea lucruri, și mă uit că lucrurile astea de esență, care țin de propriu zis și ar trebui să fie discutate, dar asta să le discute, sigur, cu oamenii din domeniu care le cunosc și lucrează cu ele, asta înseamnă reforme. Nu că vine cineva, un onegist care din stradă, da, și el vine să apucă să facă reforme în justiție. Să le dea apreciere judecătorului, da, și procurorului. Da, exact.
cu stagiu, cu experiență. Da. Și hai dacă, repet, dacă ar mai fi vorba că s-ar referi la integritatea morală, că morala e valabilă pentru toți, și neprofesioniști și profesioniști. Numai că aflăm de fapt că acești oameni nu au un statut moral superior celor pe care ei îi judecă. Cum poți tu cu probleme de integritate să-i judeci pe judecători? Nu mai zic de guvernare, care, iertați-mă, apropo de, mi-am amintit acum despre, tot vorbim de justiție, păi ia uitați-vă la toți ăștia funcționari, majoritatea, sunt cei care au avut inclusiv membri de familie care au stat în închisoare sau au avut probleme cu justiția serioase. Avem de ăștia mulți? Avem foarte mulți. Și nu vreau să dau nume, dar cred că lumea își dă seama despre cine este vorba, că s-a mai scris prin presă. Încă o întrebare care ea este una conceptuală. Dumneavoastră, ca constituționalist, om care cunoașteți și problema drepturilor omului și ca avocat. Mergem la referendum în toamnă. Cum o să voteze? O să se vadă. Dar în opinia dumneavoastră, noi nu transformăm cumva chestiunea asta de integrare europeană într-un fel de ideologie de stat. Lucru care, de fapt, în Constituție nu interzis. Nu că nu ne este. Pentru că vorbim de o structură de organizație internațională între state și acolo problemele nu sunt neapărat de ideologie. Că și ideologia, de exemplu, și acolo se schimbă. De exemplu, din punctul meu de vedere, deși rămân în continuare, sunt pentru integrarea europeană, e indiscutabil că nici nu avem alte opțiuni să o recunoaștem. Dar trebuie să recunoaștem în același timp că și la nivelul instituției europene sunt multe probleme acum. Cel puțin acuzați în privința multor oameni, funcționari înalți, acuzați de corupție, au fost și cazuri constatate, dar din punctul meu de vedere sunt și cazuri neconstatate, numai cazul cu COVID-ul cât a făcut. Și în diferite țări sunt dosare deschise, chiar și pe foști prim-ministri. În schimb, la nivel european nu există așa ceva. Ce înseamnă un vot pro? Dar vreau să închei ideea. Referendum, în primul rând, sigur că este, iarăși, o denaturare a ideii de referendum în acest moment. Da, e adevărat, în statele care au aderat în ultimul val la Uniunea Europeană s-au făcut referendumuri, dar ele s-au făcut după încheierea negocierilor și aveau caracter de a instrumenta niște probleme de legislație. Adică coroborarea instituțională între cadrul normativ al Uniunii Europene și cadrul normativ al statelor. Deci el avea o vocație strict tehnică, dacă o spunem. Și la etapa finală, exact, a integrării. Da, da. Și avea o valoare tehnică, strict tehnică. Nu era problemă de opțiune sau neopțiune, ideologii, neodeologii. Asta a fost sensul referendumurilor de în ce își privește integrarea europeană. Asta e cum România, de exemplu. Iată. S-a făcut referendum, dar s-a făcut în alt sens și altfel, nu așa? Iar aici nu e vorba de ideologii. Eu am spus-o fără echivoc că acest referendum este, de fapt, nu doar că ideologie, este un instrument al guvernării actuale, de fapt, în campania privind alegerile prezidențiale. Că el de aici s-a pus în aceeași zi. Și referendumul și alegerile prezidențiale, pentru a fi instrumentat în acest sens. Și dacă observați, în ultimul timp se radicalizează iarăși acest discurs și având în vedere, dacă vedeți evoluția evenimentelor, eu nu exclud, să spun așa, o înțelegere, să-i spun, hai, nu zic să înțelegeri secrete, dar oricum observă o coincidență, adică se leagă lucrurile, se radicalizează discursurile pe vectorul pro-european, dacă observați, dar și pe celălalt. Da. Da? Și unii pe alții se potențează. Unii de alții se susțin. Da, da, și dacă vedeți și evenimentele oricum se suprapun. Unii fac la Moscova evenimente, alții fac acolo. Scenariu de teatru.
Da, pentru că eu n-am dovezi în acest sens, să fie clar, dar eu când văd cineva organizează un eveniment... Nu, dumneavoastră nu sunteți primul, sunt politologi care vorbesc. Și, dar eu am spus-o când a venit la guvernare PAS și Maia Sandu, că ea are interes să existe pe scena politică doar trei partide, PAS, PSRM și cu Fruntea cu Dodon și Partidul Șor. Pentru că ea numai în acest context poate să radicalizeze scena politică și să ducă lucrurile în final la discuția cu cine ești. Adică nu să discutăm despre corupție, despre forme adevărate, atât ce discutăm noi, despre domeniul economic, nu doar... Despre calitatea vieții și despre tot așa. Mult, da, să întrebi de ce prețul la gaz a fost 30 de lei mai scump decât în Luxemburg, unde trăiesc miliardari, sau în Monte Carlo. Și de ce acum este achiziționat cu 7 lei și se vinde cu 18 lei și ia comision și Gazprom este cumpărat înțeleg de Energocom sau da. Și de ce trebuie să și ia comision și Moldova Gaz o sumă nu prea mică dacă îl cumpără, îl achiziționează Energocom. Aici facem, principal facem referendum. Dacă vorbești despre asta o ataci pe Maia Sandu. Ești omul Kremlin? Da, și ești omul că nu, că lucrezi interes ușor. Dacă tu spui ceva și ei au un discurs primitiv. Dacă tu spui ceva despre ei, tu ești cu gay Europa, la modul ăsta, parcă ar fi numai în Europa, gay, da, sunt și în alte părți. Am întâlnit tălmășiri, deși v-am întrebat de ideologia aceasta, de stat. Din cauza că după și, hai să presupunem că s-au votat la referendum pro. Și acum două interpretări. Că unii spun că automat această formulă intră în textul Constituției, alții spun că trebuie respectat totuși formula modificării Constituției. Dar eu mă întreb așa ca politolog. După ce am introdus noi integrarea europeană, adică ceilalți care, de exemplu, sunt potriva integrării europene, sau se abțin, dar noi avem foarte mulți politicieni, inclusiv în spațiu european, Uniunea Europeană, care au alte, suveraniști, care au alte opțiuni, alte opinii, adică ceilalți, non grata, o să în afara Constituției. Nu, în niciun caz. Adică chiar și dacă această declarație, în primul rând, are un caracter așa neclar, pentru că chiar și dacă ar exista niște consecințe care obligă la ceva, acest lucru se poate reflecta doar la nivel instituțional. Da, să instituțiile statului, în condițiile în care ai o prevedere în Constituție, sunt obligate, dar, repet, nu rezultă neapărat în norma asta. Dacă ar exista chiar o normă care ar obliga la așa ceva, asta s-ar preta pentru instituțiile de stat să promoveze o anumită, să spun așa, anumite politici convergente cu cele europene, nici măcar ideologic. Eu nu zic ideologii, cred că ar fi bine să evităm termenul ideologic când vorbim de vectori, de fapt. Acolo vorbim despre instituții. În ce își privește cetățenii, un partid politic pentru care că voi sunteți în spațiu anticonstituțional din cauza că la noi în Constituție scrie integrarea europeană. Bine, ăștia sunt atât de limitați și ca să nu mă exprim altfel. Poate să dai și așa interpretări. Nu, că s-aud și temeri și pot fi și interpretări că văd diferite. Dar nu pot exista, iată, de exemplu, eu mă declar pro-european categoric, dar, repet, asta nu mă oprește pe mine să constat niște probleme în cadrul Uniunii Europene. Repet, a fost acel COVID, există dosare penale în diferite state, dar acele dosare penale sunt instrumentate numai la nivel național. Însă au fost recomandări și directive la nivelul Uniunii Europene. Aia de la nivelul european, de ce nu sunt luați la întrebări? Adică eu, ca pro-european, nu pot să întreb lucrurile astea, adică să fiu furat din buzunar pot să strig în gura mare că mă fură cineva, fiind pro-european. Adică și la contestarea... Pluralismul de idei rămâne? Categoric, da. Adică eu nu văd niciun motiv... Înseamnă că dacă eu, de exemplu, dacă treaba asta cineva se va întâmpla, sigur că vom avea dosare în cadrul instanțelor judecătorești, probabil. Vine cineva, dumneavoastră sunteți... Și un avocat bun ar trebui să câștige.
Dumneavoastră sunteți pentru integrare europeană, totodată sunteți avocat, jurist bun, și vine un oarecare partid care promovează un alt concept de dezvoltare. Nu știu acolo, suveranist, socialist, universalist, Euroazia, da? Și atunci, în baza Constituției noastre, și partidul ăla se poate de închis, se poate de blocat, Nu, adică... Se poate securitatea, cum spune la noi șeful de la securitate, că cei care pledează împotriva integrării europene, noi trebuie să ne clarificăm cu dânsul. Dar au fost așa declarații, țineți minte că au fost așa declarații. Da, dar eu sper că nu se va ajunge aici. Multe chestii, eu am văzut multe declarații trăsnite, dar din fericire multe au rămas declarații și nu le-au dus la nivel legislativ. Eu cred că nici aici nu se va întâmpla. Dar de cine le-au dus? E că eu vă dau și un exemplu. Cu cetățenia asta, adică noi putem pe oameni să retragem cetățenia numai din cauza că el intră în niște sancțiuni. Asta e iarăși, cred că în Canada, că lucrul ăsta va fi finalizat, oamenii respectivi vor trebui să atace în instanță. În primul rând, la nivelul, chiar am făcut și studii pe domeniul cetățeniei. Principiul general este, în primul rând, non-apatridia. Și de aici, la nivel național, Constituțiile majorităților statelor prevăd faptul că nu îi se poate retrage cetățenia unui nativ. Deci ăsta e principiul. Un om nativ... Cel care s-a născut în țara respectivă. Poți să-i retragi cuiva din anumite motive cui s-a acordat unui cetățean străin și s-a întâmplat ceva și poți să-i retragi. Pentru că riscul de apatridie poate fi exclus. Dar la un nativ este un principiu. Nu poți să-i retragi cetățenia. Și dar dumneavoastră... Ce înseamnă sancțiunea? Dacă a încălcat legea, a făcut ceva, păi pedepsește-l. Adu-l în fața instanței, dar în niciun caz nu îl lipsești de cetățenie, ce înseamnă. Pentru că dacă, știți bine, există logica interpretării prin reducere la absurd. Nu poate o persoană, chiar dacă se face vinovată de ceva, să fie lipsită de elementarele condiții de viață omenești. Haideți să ducem raționamentul mai departe. Bun, îi retragi cetățenia, îi anulezi actele acelui om. Ce faci cu el? Apatrid. Apatrid, dar... Bun. Apatrid de au și ei niște drepturi. Există state care... Îi dai un certificat orică. Îi se dă, da, state și mai ales unde are beneficiază de protecție, probabil că îi se va da un act în baza că... Dar dumneavoastră, dar, încerc să vă spun ca istoric. Ca idee, dacă îi anulezi, omul ăla cum să trăiască? Sau, admitem și altceva, el se află pe teritoriul Republicii Moldova. Îi retrage cetățenie. Cum poate el să se deplaseze în alt stat, de exemplu? Tu îi anulezi drepturile elementare cetățenești. Iată, trebuie să-i retragi și actele. Dar, păi, ăștia care se luptă, polițienii ăștia care stau în Parlament acum... Adică, ce face? Îl anulezi definitiv social? Este absurd. Adică nu poți. El se face vinovat de ceva, păi da, s-a făcut. Dumneavoastră știți că în istorie s-a făcut. Regimurile totalitare... E că ce facem noi amuia cu retragerea? Da, dar măcar li s-au oferit posibilitatea să plece din țară înainte și... Acum mă leg iar cu prima întrebare. Eu nu întâmplător am... S-a întâmplat în Germania nazistă, apropo. În Germania nazistă, în Rusia bolșevică, pe urmă, tot Rusia bolșevică și comuniștii au dat apreciere la Congresul 20 că asta nu a fost corect, că asta e încălcarea drepturilor și așa mai departe. Dar... Da, vedeți în ce zonă de comparație am ajuns cu asemenea... Și acum întreb revista Economist. Ce face revista asta Economist? Declar că țara noastră e cea mai democratică, care e că acționează... Apropo, știți, revista asta trebuie văzut la ce capitol este acest articol, poate la unul din cele plătite, nu știu, că uneori se menționează, chiar dacă cu litere mai mici, că e... De aia trebuie văzut. E publicitate. Da, e publicitate politică. Sunt asemenea. Eu propun să facem inclusiv guvernele. Facem o mică pauză de publicitate și continuăm misiunea. Pauză de publicitate. Stimați telespectatori, continuăm emisiunea. Spuneam că l-am în studio pe domnul Vitalie Catană, care este jurist, care este avocat. Discutăm despre reformele în sistemul de drept, despre Constituție, despre drepturile omului și, în general, despre starea democrației în Republica Moldova. Am pornit această discuție nu întâmplător, atât timp cât
Vedeți, nouă aici ne creează impresia că în unele aspecte democrația noastră totuși degradează. Dar straniu lucru că în Occident și în Parlamentul European și unii deputați și unele partide și unele mass media acolo e foarte important și influente, consideră că la noi tot e bine, că la noi se fac reforme, că la noi lucrurile merg înainte, evoluează pozitiv. Și atunci e clar că trebuie să ne clarificăm unde ne aflăm. Și nu întâmplător v-am invitat pe dumneavoastră ca să discutăm la rece. Știm că sunteți un avocat și un jurist destul de obiectiv. Retragerea cetățeniei. Eu am pornit discuția respectivă. Și dacă asta se va întâmpla, reiese că retragerea cetățeniei va fi într-un fel fără sistemul judecătoresc. Nu, eu în primul rând cred că această lege va trebui contestată la Curtea Constituțională, pentru că, repet, aici chiar că e o situație la vedere simplă pentru Curtea Constituțională și ar trebui să fie specificat, repet, cei care au cetățenia Republicii Moldova de la naștere, prin efectul nașterii, să-i spunem așa, nu pot fi lipsiți de cetățenie Republicii Moldova în principiu. Deci asta trebuie să fie clar. Și cred că lucrul ăsta sper să ajungă la Curtea Constituțională dacă se va întâmpla și să fie rezolvat. Că altfel se poate ajunge și la CEDO. Repet, nu putem anula, da, un om dacă a comis o infracțiune, el trebuie pedepsit conform codului penal. Și nu întâmplător există și principii care reglementează că nu poți să pedepsești pe cineva. Încă de la latin, da? Nulla piena sine lege, adică nu există pedeapsă fără lege. Iar legea în materie penală este codul penal. Și sigur că... Și judecată trebuie să... Și ceea ce nu există în codul penal, nu poți... Dar dumneavoastră nu excludeți că ei poate să introduc și în codul penal? Dar ei au 63 deputați, au puterea? Păi nu, acolo trebuie definită infracțiunea, în primul rând. În baza cărui fapt. Nu că e sancțiune. Ce înseamnă sancțiune? Nu există infracțiune care înseamnă sancțiune. E sub sancțiuni internaționale și pentru asta este rezolvat. Deci dumneavoastră sperați că această lege va fi una anticonstituțională și Curtea Constituțională categoric, va da, da. Aprecieri. Deci una este, există această instituție a retragerii, dar repet, asta există în cazul celor care au obținut cetățenia afară decât prin naștere. Deci știm, există asemenea posibilități, termenul de trai în Moldova, căsătorie, multe alte, câteva criterii. Dar nu, asta nu vizează și pe cei care sunt născuți în Republica Moldova, în mod normal. Întrunirea unor partide politice, de exemplu a noastră, da? Peste hotare. Crearea acolo unor blocuri. Noi în cazul ăsta avem cazul ăsta cu partidele, mă rog, în jurul acestei Pobeda sau Victoria, da, cum se numește, la Moscova. Asta constituie o infracțiune? În sine nu. Ea, sigur că vizează alte reglementări și trebuie văzut. Există legea partidelor, există și trebuie punctual. Acolo chestiunea asta nu este reglementată. Trebuie... Ei, nu, sunt, de exemplu, interdicție de finanțare din afara... Asta da. Și alte... Deci trebuie definite lucrurile foarte clar. Deci nu prin abuz. Acum eu iarăși acuz asemenea mod, dar din punct de vedere moral și politic. Adică nu cred că un partid politic trebuie să-și revendice legitimitatea sau autoritatea undeva la Moscova. Nu e normal așa ceva. Un partid înseamnă apariția organică a unei forțe politice bazată pe... Da, pe dar totuși ca jurist, dumneavoastră puteți considera asta o infracțiune? Infracțiune nu. Nu există așa, nu există așa infracțiune, faptul că cineva încă poate să ducă cineva din trei partide la București și tot așa creează o uniune acolo. Păi asta eu... Cineva în Ucraina poate să ducă. Repet, moral și politic nu este deloc bine așa ceva. Nu-i patriotic. Da, nu-i...
Nu că nu e patriotic, chiar nu e, nu este, nu, nu dă bine. Adică un partid trebuie să-și revendice... Să calcă aici ideea suveranității, independenței. Sigur că induce și la așa ceva. Nu e vorba de o încălcare penală, ca să fie clar. Ea poate fi, face obiectul unei cercetări în ceea ce privește, de exemplu, legea partidelor politice sau alte chestii. Am văzut că s-au întors fără probleme și e normal să se întoarcă cei care dar au fost... Dar deși unii au fost reținuți. Dar au fost, da, că au găsit bani mai mulți decât asta e. Asta da, dacă s-a încălcat... Dumneavoastră știți că inclusiv și presa din România, presa internațională, au început să scrie. Și... Deci aici, într-adevăr, trebuie să discute cei care se pricep, pentru că oamenii, din păcate, judecă și pe mine poate să mă acuze dacă spun, nu vrei să-l condamni, să-l bagi pe șor la pușcărie, că e rău și ești cu... Știți, la noi așa de asemenea judecă. Nu, eu nu vreau să se aplice o lege în mod sau să se comită niște acțiuni abuzive în afara legii, pentru că asta se aplică împotriva lui Șor, dar mâine se poate aplica și împotriva altcuiva. Desigur, îi creează niște precedente. Și împotriva unor pro-europeni care critică fapte elementare, cum sunt corupția, ineficiența, prețurile și așa mai departe. Adică lucrurile pot fi duse mult mai departe din acest motiv. De asta spun. Adică da, dacă s-au comis niște încălcări, legea trebuie aplicată corespunzător. Și nu neapărat legea penală. Repet, dacă se încalcă legea partidelor, se aplică sancțiunile prevăzute de legea respectivă, că există. Și au fost și aplicate, nu zic în cazul dat, dar pe timp așa ne amintim, deși Sursate a câștigat după asta, apropo, la CEDO, dar s-a invocat faptul că a fost finanțat din exterior și atunci a fost exclus din campania electorală. Deci sunt sancțiuni și ele trebuie să aplicate ca atare, dar nu să aplici legea penală pentru ce? Păi noi putem să călătorim fiecare oriunde și să ne manifestăm oriunde. Adică de ce la... undeva unde, la Londra sau Washington, poți să protestezi împotriva statului capturat și strigi jos cu tărică, da. Dar cineva nu poate face la Moscova. Altceva, repet, fiecare deja este liber să aprecieze din punct de vedere moral și din punct de vedere politic lucrul ăsta. Da, eu nu salut așa ceva și nu voi susține din potrivă. Da. Voi încerca să descurajez asemenea lucruri. Dar asta nu înseamnă că omul trebuie închis în închisoare pentru așa ceva. Dacă el trebuie închis pentru altceva, pentru corupție, pentru alte lucruri, asta e altă discuție, dar nu pentru viziuni politice și nu pentru opinii politice. Da, în zilele astea l-am ascultat pe interimarul procurorului general, un discurs așa, eu în 34 de ani de la 90 încoace, discursuri așa confuză împotriva opoziției, nu am auzit. Ei, în acei care pledează împotriva suveranității și independenței Republicii Moldova, deschis, împotriva uniuniștilor, nu au probleme, împotriva altor structuri, ei hoțe de miliarde așa și nu i-au mai clarificat și nu i-au identificat și nu i-au adus până acolo. Dar aici aș spune că, apropo, că tot am spus, problema nu este că nu stau în închisoare cei care au furat miliardul, dar din păcate eu am ferma și deja e de notoritate că deja vorbim despre acest miliard și căutând acest așa numită căutare acestui miliard, deja cred că poate fi o piesă în stilul lui Caragiale, chestiunea asta cu miliardul. Dar problema este că în timp ce unii caut și se gândesc la miliard, astăzi se fură mult mai multe miliarde și sunt mai mulți hoți decât erau înainte, din punctul meu de vedere. Și asta e problema cea mai mare, de fapt. În ce își privește, ca să revin la tema respectivă despre percepții, aici, sigur, și partidele de opoziție, că asta vreau să spun și îmi scăpase intervenția precedentă, noi vedem că ele nu se manifestă nici la nivel național, așa cum ar trebui să se manifeste opoziția. Bine, înainte era teama asocierea cu Șor, de exemplu, când spuneam că trebuie să facă și ei niște proteste. Doamne, protestul este un instrument politic, normal, da. Firesc. Ieșiți și protestați, manifestați-vă pe anumite teme. Bun, era Șor, acum nu mai este Șor. Aveți libertatea să ieșiți. Comunicați, nu comunicați numai când sunteți chemați iarăși liderii partidelor la șuiete cu ambasadori și cine știe cum ajunge informația de la ambasadori spre centralelor de la ministerele de externe.
trebuie comunicat instituțional și politic. Există familii politice europene. Mergeți la... Cum făceau actuala așa guvernare în timpul guvernării Partidului Democrat sau a EU-ului? Mergeau pe la Uniunea Europeană, pe la diferite instituții europene, instituții de drepturile omului. Vă țineți minte ce dezbatere au cu acea sută de milioane? Mergeau... comunicau, iarăși se poate comunica pe linia familiilor ideologice. Sunt și acolo partide socialiste, partide populare, partide deci creștin-democrate și liberale sunt ALDE, sunt. Mergeți și comunicați, nu stați numai la cafele, la Chișinău și Șoiete, eu înțeleg că e plăcut. Și lucrul ăsta, din păcate, la noi e vechi. Ați amintit în pauză despre anumite persoane și eu țin minte că chiar atunci când a venit Partidul Comuniștilor la putere, am spus, domnilor, după aia pentru mulți a fost un șoc, dar iarăși spuneam, domnilor, aveți grijă că comuniștii merg și vorbesc cu oamenii direct din poartă în poartă, iar și chiar, nu că scriam, dar chiar m-a revoltat, dar voi stați ăștia democrații pe aici prin Chișinău și analizați strategii, pe la cafele, pe chestii, țin minte, angajau tot felul de strategi de ăștia, să vorbeau și despre sume, politehnologi de ăștia, cum sunt numiți ei. Și dovada este că am avut dreptate. Au câștigat comuniștii atunci, știți bine. Pentru că ăștia stăteau prin, repet, prin cafenele, la cafea, prin birouri. Nu așa se face politica. De asta zic că și dacă nu ce spuneți dumneavoastră, să înscrie în acest context. Sigur că de economist o să scrie ce scrie, dacă nimeni nu îi trage de mânică să nu dă o replică. Să libertatea presei. Cu libertatea presiei și închiderea celor canale sub pretextul propagandei rusești, sub pretextul războiului, nu știu ce se mai întâmplă acolo, dar canalele respective au fost închise. Și haideți să ne aducem aminte că au fost închise canalele respective de televiziune prin Comisia Situației Excepționale. Vreau ca jurist. Deci iarăși este un abuz. Pentru așa ceva există autoritatea competentă care este Consiliul Audiovizual. O știe toată lumea bine și nu exista nimic pentru ca să intervină această comisie. Și eu am spus-o, în momentul în care această guvernare va pleca și va veni o altă guvernare, toate deciziile acestei comisii vor trebui reluate, dată o calificare legală și procedat în consecință. Și cele care sunt ilegale trebuie să fie anulate, unde poate fi și componența infracțiunii de abuz, vor trebui și sub acest aspect lucrurile analizate. Deci eu cred că e clar, a fost un abuz, în primul rând din punct de vedere a procedurii legale, în al doilea rând motivarea era incorrectă, pentru că din punctul meu de vedere nu s-a mai pus problema propagandei. În primul rând, dacă vă amintiți, apropo despre statul capturat pe care îl invocă, de fapt, legea prin care au fost excluse, dacă vă amintiți, programele ideologice și de știri din rusești, a fost adoptată în timpul Partidului Democrat când era la guvernare. Și au venit, apropo, coaliția Maia Sandu cu Igor Dodon, respectiv PAS, PSRM, au anulat acea lege. Ei au făcut-o și atunci nu era problemă de propagandă. Ei ce au făcut? Au venit și au reluat și au readus în vigoare legea veche pe care votase Partidul Democrat. Și din punctul meu de vedere, problema cu propaganda a fost rezolvată atunci. Pentru că, în primul rând, aceste televiziuni nu sunt televiziuni rusești și oamenii sunt induși în eroare. Sunt televiziuni moldovenești, deci care au statut... Metodul de viziune politico-ideologică. Da, sunt entități... Aveți dreptate că aici Consiliul puteți... Entități moldovenești. Da, intervină. Altceva că preluau programe rusești, e o treabă, da, e o problemă. Că așa trebuie pusă problema în cazul ăsta și în cazul Jurnal TV, de ce nu se pune problema că dau filmele rusești. TV8, de ce nu, doar când sunt loiale guvernării. Asta e răspunsul.
Dar aici e încă o întrebare de drept apare. În momentul în care au fost excluse acele programe și în fond au rămas doar produsul local, deci știri, talk show-uri, emisiuni, asta nu înseamnă propagandă. Eu am spus și atunci când s-a întâmplat lucrul ăsta nemijlocit, clar că erau deranjați, nu de propaganda rusă, că nu mai exista. Au fost excluse respectivele programe și la revedere. S-a terminat propaganda rusă în Moldova. Ei au închis niște entități moldovenești, nu televiziuni rusești. A, că acolo se critica guvernarea, aici a fost din punctul meu de vedere. Și problema cea mare pentru guvernare este că acolo se vorbeau lucruri chiar adevărate, adică și ce spunem peste tot și ce percepe toată lumea. Adică de ce să nu avem dreptul să spunem că prețul la noi de 30 de lei în condițiile în care în România e 12 lei era, sigur, iar în Ucraina chiar 5 lei. Că ești putinist. De ce putin? Sau du-te la Putin. Păi stai, eu nu de la Putin cumpăr gazul. Iată, avem guvernarea noastră, lasă-i să răspundă noștri. Adică și nu așa, dar îl cumpără, iată, aflăm, îl cumpără cu 7 lei și îl vinde cu 18. Ce treabă are Putin și ce treabă ai să mă faci pe mine ca aș fi putinist? Dar vedeți, asta e retorica lor și asta se înscrie și inclusiv închiderea acestor televiziuni, s-au folosit de acest pretext. Și acum mai nou, iată, văd alte justificări, că ar fi beneficiare nu știu cine. Dar de unde știi tu cum? Trebuie și lucrul ăsta probat. Că e beneficiar șor sau plahotniu. Păi probează, dacă acolo... Dar ProTV-ul care și acum, până acum, atenție, ProTV-ul nu și-a dezvăluit proprietarul. Este un declarat un offshore despre care nimeni nu știe nimic. Adică cum pe ăsta nu-l închizi? Iarăși că este loial guvernării? Da. Aici este încă o întrebare. Regimul situației excepționale s-a terminat, s-a epuizat. Da. Și nici o televiziune din cele 12 nu a reapărut. Păi au intervenit cu o decizie iarăși abuzivă. Astfel, și-au, nu mi-amintesc prin... Deci, Comisia și pentru investiții? O instituție, tot în orice caz, nu audiovizualul și are și un abuz. E un abuz nemai întâlnit în alte țări. Prin tot printr-o comisie, nu am și uitat, recunosc, dar este principal că nu audiovizualul și are și oricine ar fi, am înțeles, dacă nu greșesc la nivelul chiar a guvernului, o instituție. Pentru că atunci ați minte că a intervenit prim-ministru Recean pe tema asta. Și-au luat o decizie prin care se continuă un abuz. Adică în momentul în care, bun, hai, situația aia e excepțională, toate că ea era justificată de altceva, după aia o extins-o aiurea. Dar dacă e terminat-o, măcar ai un pic de bun simț și intră în câmpul legal. Deleagă, nu că deleagă, dar spui Consiliul Audiovizualului să-și intre în atribuții și să aplice legea. Și dacă se constată ceva, să iau o decizie la nivelul audiovizual, dacă nu, să le lasă, pentru că, într-adevăr, acea decizie stabilea că, de fapt, nu era o închidere, era o suspendare. Deci ea era valabilă pe termenul existenței, într-adevăr, acestei comisii. Situații excepționale. Da. Și în momentul în care s-a terminat situația excepțională, suspendarea de drept se anulează, și sau încetează, nu se anulează, încetează anularea, în mod normal, sigur că poate și ea va fi valabil, dar asta eventual doar într-un proces în fața instanței de judecată. În orice caz, era normal să se intre în câmpul legal prin reluarea atribuțiilor de către Consiliul Audiovizualului. Numai el are competență în materie de televiziuni, nimeni altcineva. Întrebare, ca jurist, sunteți jurist, neutralitatea noastră fixată în Constituție, cum noi putem să o tălmăsim astăzi? Că eu ascult de la ministri, de la unii politicieni foarte serioși, oameni cu pregătire, și eu așa o interpretez ca un straniu în viziunea mea. Noi, în cadrul acestui război din țara vecină, am luat o anumită poziție geopolitică și acum fiți de acord că conducerea noastră încearcă să atace acest principiu neutralității. Că el nu ne apără de nimic, că el nu ne dă așa, nu ne dă pe dincolo. Ne-a ca constituționalist. Da. Bine, este fapt că această noțiune există în Constituție. Dar ea a fost o problemă tot timpul.
Pentru că, apropo, știți că ea nu a fost notificată nici măcar la ONU această neutralitate. Noi am votat-o în Constituție, dar ea nu a fost notificată nicăieri. Apropo. Nu a fost recunoscută? Asta înseamnă, nu, nici n-am cerut să fie recunoscută. Și de aici, da, au dreptate cei care ONU, în acest sens... Dar ONU nu recunoaște automat Constituția invocă, noastră? Invocă... Nu, ONU nu face o... să spun așa, pentru că lasă la latitudinea statului. Nu, ONU face un registru în care decide... Eu am înțeles că este undeva un registru, așa spun unii juriști. Nu, dar ea trebuie notificată. Republica Moldova n-a notificat și n-a cerut. Adică trebuie să revendici acest statut. Sigur că decizia, iarăși la nivel instituțional, de exemplu a Republicii Moldova, la nivelul instituțiilor înalte de stat, se ia după ce ONU ia act și se studiază reacțiile celorlalte state. Și atunci, de exemplu, trebuie să vedem cine o recunoaște. Rusia recunoaște sau nu recunoaște? Dacă recunoaște, atunci fii bun și retrageți trupele din Transnistria. Da. Da? Și sigur că intervin și obligații în acel moment. Dar, din păcate, noi am rămas la acest nivel în care, iată, aceste lucruri nu funcționează, nu au fost clarificate și de aici și confuziile. Pentru că noi, într-adevăr, avem probleme de securitate din acest motiv. Că, iertați-mă, Elveția tot și-a declarat neutralitatea, dar haideți să ne amintim. În primul rând, Elveția era în planurile de invazie ale lui Hitler. Și erau pregătite planuri, lumea trebuie să știe, dar pe Hitler l-au oprit câteva motive. În primul rând și-a dat seama, și știm bine foarte ce înseamnă apărarea Elveției, zonă muntoasă și capacități de apărare foarte bune, plus ultima cifră pe care știu eu de câțiva ani în urmă, Elveția a alocat vreo 5 miliarde de euro pentru apărare. Acolo cetățenii sunt integrați în acest sistem de apărare prin diferite instituții și Elveția dispune de o capacitate de apărare foarte mare, în pofida percepțiilor. Arată ca o țară bună, turistică, faină, plăcută, dar acolo oamenii au planuri de apărare foarte serioase și bani pentru asta. Hitler nu a invadat-o pentru că, al doilea motiv, pentru că a văzut pe parcursul războiului că s-au deschis căi de comunicare cu, totuși, Constituția cu statele liber. Permite Constituția. Neutralitatea în sine nu înseamnă o garanție pentru securitate. Bine, Constituția vă permite dumneavoastră, da, de exemplu, sunteți președintele statului, sunteți șeful guvernului. Constituția vă permite dumneavoastră că să ignorați chestiunea asta așa, să tot să faceți declarații împotriva acestei formulări constituționale. Vedeți că aici intrăm în altă, adică ea trebuie discutată, că aici aceeași chestie problemă cu Uniunea Europeană, cu integrarea europeană, adică dacă este stabilită acolo neutralitatea, asta nu înseamnă că nu putem discuta utilitatea acestei instituții și nu putem proceda în consecință. Pentru că oricât ai striga în gură dulce, dacă nu pui ciocolata, nu o să-ți fie dulce. Așa și cu securitatea. Oricât ai vorbit de neutralitate, iată, au fost situații când... Nicătând la neutralitate, noi ne putem să intrăm în bloc militar. Dar s-a pus probleme, iată, când Rusia a intrat, a invadat Ucraina. Apropo, trebuie să o spun și pe asta, chiar dacă divagăm un pic. Când se apropiau de Odessa, era declarată intenția de a ocupa inclusiv Odessa, și se apropiau respectiv de juncțiunea cu Transnistria, guvernarea noastră, dacă țineți minte, știți, declarau foarte cu minți că noi suntem neutri, că noi nu ne implicăm, că ne vedem de treabă. Ucrainenii se supăraseră la un moment dat atunci că noi susținem. Abia după ce trupele rusești au fost îndepărtate mai spre est de către armata ucraineană,
brusc guvernarea actuală a venit... Prins la curaj. Da, de foarte curajos. Asta cum ar ști, știți, ar fi Tyson undeva la un kilometru și ori aș l-aș înjura. Dacă vine la un metru, să zic că e băiat frumos și cu minte, știți? Da. Păi cam asta e... Nu, e o parte, trebuie să... O parte face și din retorică. Bun, retorică, retorică, dar discuțiile are și pe de altă parte nu pot fi evitate. Trebuie să le discutăm cu momentul în care există pericol pentru securitate, trebuie luate măsuri corespunzătoare. Și aici eu nu sunt de acord cu cei. Bun, mesajul pacifist trebuie să existe, să chemăm la pace, dar în același timp, la urma urmei, dacă avem armata, armata pentru asta este și făcută. Scuzați-mă, nu doar că există pericol de război, dar chiar în condiții de pace normale, armata eu sunt este făcută gând... ca să se antreneze, da. Să tragă. Iertați-mă, un bărbat, hai să o discutăm și latura socială. Un bărbat care face armata, când vine acasă și spune că a spălat cartofi sau a stat sau n-a tras odată cu arma, s-ar face de râs. Dar un bărbat... La tema neutralității în general ar trebui un referendum național. Ca să nu rezolvăm dumneavoastră și cu mine și cu guvernanții și cu polițienii. Domnule Stefan, haideți să vă spun ceva. Discuții cel puțin trebuie să fie. Dacă s-ar lua o decizie punctuală, referendum, sigur că referendum, dar să vă spun, Constituția noastră în general e vulnerabilă din punctul ăsta de vedere. Dacă vă țineți minte, legea prevedea referendum și ca, de fapt, ca un concept, da. Trebuia să-i ca propriu zis, chiar dacă n-ar fi fost prevăzut de lege, așa. Privind adoptarea Constituției, era firesc să se facă, pentru că tu prevezi în Constituție norme prin care poți să le schimbi doar prin referendum. Păi cine atribuie această proporționalitate? Parlamentul? În niciun caz. Dacă eu trebuie să schimb Constituția prin referendum, atunci trebuie să și-o adopt prin referendum. Proporționalitatea e un principiu în materie de drept. Mai ales că, repet, a fost prevăzut de lege, inițial doar lege era stipulat, lege prin adoptarea Constituției, da. Era stipulat să fie făcut referendum, dar nu s-a făcut. Mai avem niște întrebări, dar le discutăm data viitoare, timpul s-a epuizat. Vă mulțumesc mult pentru discuție competentă, oricum răspunsurile dumneavoastră sunt bune și pentru politicieni și pentru cei care se ocupă cu domeniul dreptului și inclusiv politologiei. Și eu cred că ele sunt importante și pentru o bună parte din societate, tânăra generație, care vor să discurce ce tip de democrație, ce fel de regim noi îi includem, cum mișcăm țara înainte, în așa fel ca să nu limităm drepturile cetățenilor, inclusiv drepturile constituționale, dreptul la expresie, la pluralism politic și așa mai departe, și așa mai departe. Eu cred că răspunsurile au fost foarte competente, dar dinspre neutralitate și suveranitate facem o emisiune aparte și vă invit cu mare plăcere. Vin cu mare plăcere, pentru că chiar acum îmi vin în minte mai multe idei care în acest context ar fi util de discutat. Mulțumesc mult! Stimați telespectatori, l-am avut în studio pe domnul Vitalie Catană, avocat jurist, am discutat despre Constituție, despre sistemul nostru democratic. Eu pare să am avut o discuție interesantă, dumneavoastră vă mulțumim mult pentru audiență și vă spunem la revedere!